Nelson Mondialu! Vă pupă tata! Ufata! Ei, continuăm partea a treia. L-am văzut voi cu moartea. Dar stilul meu, o introducere. Tă stau și citesc mesajele alea vechi. Când mă dau lumea la ziare, pe ecrane, la televizoare. Mai din postările mele. Foarte mult scrie atunci. Ce dați ciora asta la ziar? Ce dați cocalarul ăsta? Ce dați analfabetul? Înțelegi? Dar pe parcurs, oamenii s-au reabilitat. Unii au observat în mine o lucrare caterincosă. Alții au văzut că au poate să tragă niște idei folositoare în viața de zi cu zi. Deci, ce vreau să spun? Că sunt mândru de treaba asta. De ce? Pentru că nu dau număr. Nu estimez ca număr. Dar foarte mulți au intrat pe mine și au zis, domnul Nelson, auzi, domnul Nelson. Să știți că eu nu sunt cu domnul Nelson. Ați văzut ce vrăjeală am, ați văzut comportament, ați văzut tot. Puh, și dacă ai 15 ani, spune Nelson, dar elegant. Nu, ce, băi, ce faci, băi, și tu ai 15 ani, că eu pe măta, poate am trecut pe la măta. Nu poți să, atunci ar trebui să-mi spui tati. Înțelegi, nu, măi, puțin respect. Acceptăm vrăjeala, dar nu. Deci foarte mulți au intrat și au zis, domnul Nelson sau domnule, țin să-mi cer scuzele de rigoare, uite, la început așa, așa, dar acum am dat seama că ce fel de om sunteți. Deci, mie nu mi-e rușine de mine. Înțelegeți? Că nu vă povestesc niște fapte în care să fi săvârșit infracțiuni de genul nenorocește-l pe ăla sărac sau să mă expun în diferite ipostaze care la vârsta mea nu mi-ar sta bine, ținând cont, puteți accepta, ținând cont că am puțină scris pe cartea de... Cum se zice? Certificate de eliberare de armată. M-am îmbătat, am băut, ăsta e al treilea pahar. Psihopatie iritabil impulsivă cu nu știu ce discernământe. În fine, de când i-am tăbăcit pe ea pe la armată. Dar, deci eu v-am spus, mă mândresc. Voi ziceți că n-am dinți. Mă, am dinți, mă, voi n-ați văzut cum eu cât o n-ai, costiță din aia atâta plină de cionte și o capibul eu. Am, mă, dar dantura mea încă nu a apărut pe piață. Dantura mea e din aia, măi, cum să zice, invizibilă, cum e să zice, îmi amintesc eu imediat. Nu vedeți, din? Auzi, consulă. Transparentă. Deci încă ăstea nu ieși. Să vă mai spun ceva, să nu credeți că-s nebun. Am primit mesaje de spațiu. Extraterestrii mă urmărește pe YouTube. Serios! Întrebați-l pe Lali. Întrebați-l pe Lali. Auziți din Franța. Alo? Da.
Nu ia un taxi și când ești la ăsta, sună-mă. N-ai, că eu chiar acum făceam un clip, n-ai ce-o. Cred că trebuie să întrerup. Dar până atunci continuu. Și auzi, bă. Deci mie nu mi-e rușine. La 51 de ani, bă, eu vreau să-i văd pe alții care, nu vreau să spun, nu, că nu, fiecare cu corpul lui și cu ăla. Dar să mor eu la 35 de ani, dacă nu zici care 80, bea mi-a roata și-ți deformască de împinge așa să-ți rostogolește și multe altele. Deci zis unul, deja bai periuță de dinți, dacă n-ai dinți. Auzi, ăștia cât să iau, mi-i spăl. Dar mulți dintre ăștia care au comentat să mor dacă cunoaște ce aia periuță sau pastă. Că nu dă banii pe ele. Ia o gură de apă dimineața, se clatină pe gură și scuipă. Dacă o face și pe asta. Le miroase că mai stau câteodată cu unii e vorbă îmbrăcați bine, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă te mint. Stau de vorbă așa aproape și le dă câte un damp din ăla de mine să vomit. Dinții mei, încă eu îi spăl mai mult, mai bine, că am numai câțiva, nu ca ăia. În fine. Bă, deci mie nu mi-e rușine cu faptele mele. Dar, auziți, mă refer la voi astea care acum sunteți tinere, 25-30 de ani. Sunteți pe televiziune și vă dezbrăcați pentru niște bani, 102 de euro, că mai mult nu vi dă, vă dezbrăcați, vă arătați curul, vă arătați alea. Ce o să zică copiii voși când o să aveți copii și vei zice, uite-te bă, măta, ce-o făcut. Porno în direct. Parașutelor. Mă refer la femeia de fotbalist care s-a expus, are picioarele drepte ca două grisine să mor eu, nicio denivelare, nicio umflătură. Ce-o vrut să arate aia, nu, eu nu pot să-mi dau seama. Are copii, are bărbat de elită, nu știu. La ștrand e altceva, când merg la ștrand și te dezbreci. Acolo îți vede toată România să uită, nivă, moarea lui ăla ce-a ajuns. În fine, poate eu zic de mentalitate înapoiată, da? De ce nu face moarea lui? Hai că și trec de subiectul ăsta, că n-are rost. Băi, oameni, și uitați, am ajuns la ușa, am deschis. Băi, mi-a deschis Liana. Eram la ușă cu Cadea Senia. Pe mâna asta și pe piciorul ăsta nu puteam nimic, nu, pe partea asta, alantera. Nu puteam nimic să fac. Când mă forțam să trag, măi, de ales dureri și închicior și mâna, măi, de... Măi, gândești că te ardea cu fier roșu, mă, de ale dureri. Băi, când m-a văzut Liana, mă, s-a schimbat la față tot. Poate alta urla. Știu eu, intra în, din ăsta, în disperare. Femeie puternică, Liana, mă. M-a prins și m-a tras înăuntru în casă. Ce-ai făcut? Nu mai întreba. Dă-mi hainele jos de pe mine. Bă. Eu da hainele jos. Tot îmi pune ce-ai făcut. S-o spăriat, o crezut că m-am bătut cu careva, că am omorât pe careva. Și am avut lupte, vikingi, gladiatori. Mă. Bagă-mă în vana cu apă. M-a băgat în vana cu apă. Și dă-i cu duș cu apă rece pe mine. Pe rană, pe picior, pe rană. Băi, mâncavaș. M-a spălat.
Aici mă era deschisă, măi, carne măiașă, carne crudă, măi, carne vie iașă în ea, măi, bujor. Și la mână și la picior. Bujor desfăcut, măi. Cai, când mă uitam, da! Carne vie. Bă, ne-am mai revenit, da, sângera. Auziți, de unde să știe Eliana, mă? Că dar n-a făcut meseria de asistentă. Băi, mâncam așa, cu ce să oprim sângerarea? Da, Eliana o lua pansament. O lua pansament, că aveam de la Lobo, că era mic. O lua pansament și mi-a pus. Eu ce-am zis cătăia? Dar deja, bă, că nu s-o opresc, s-o roșe pansamentul de numai. Măi, am cerut mult sânge, băi. Ce-am zis Cătăliana? Ia de la coptilul, de la Lobo, praf de ăla de sulfamită, de ăla care îi pui între picioare la coptil, praf din ăla alb, să nu s-o opărească. Ia și punem și la mână și la picior. Și după aceea pasează-mi el. Și așa au făcut Liana. S-au oprit sângele. S-au oprit sângele. Băi, când mi-l schimba Liana, tă la 4-5 ore, că să... nu știu cum să făcea acolo ceva cu galben, Dumnezeu știe. Băi, când mi-l schimba, mă, trebuia să trag alea, mă, liptite alea de numai, mă, dureri, mă, trebuia iar... Bagă-te în apă! Da! Da? Deci, măi, oameni, băi, de alea dureri, când întrezeam pansamentul, de băga mea, fugeam-o, Liana, până-n camera, hai înapoi tu, nu mă lăsa aici, da, tu! Hai înapoi! Ba, măi, că tu mă bați, măi! Băi, nu-mi că te-ai bolând, hai înapoi, mama, măi, că nu-ți faci nimica! Și pansează-mă! Bă, tu cu amătii! Iar îmi mergi în piticul lui! Acum acum trec! Băi, oameni, bă! Și uite, ia și-l ia! Mă, pansa Liana, bă! Și la mână, și la picior! O zi, două, trei! Bă! O zi, două, trei! Mă, suntem din ce în ce mai rău! Păi, fraților, bă, temperatura crește, trag la boșe. Liana! Gata, gata. Temperatura crește. Nu știam de ce. Liana, v-am zis. Asta n-a făcut doctoratul sau de ele. Asta a fost la școala de construcții, profil l-ai avut, mami. Ce profil ai avut tu? Fără profil. Unde-i telecomanda? Că l-aud... Nici aici nu scap de rapandula asta de Bianca Drăgușanu. Plânge și ar în punct. Că bine am zis eu că... Bine am zis eu că botezatul o coordonează. Că el a băgat-o la burlăcița. El a băgat-o la burlăcița, măi, fraților. Mintea lui Nelson. Și încă o gură de vin. De la sărmătin. Roșu nu-i tulbure. De nu oprești neapărat. Și cum vrei să fac? Băi, oamenii, bă! Nu știu încă, bă. S-auziți. Din ce în ce mai e. Cât e să ne-a stat, mami? 4-5. Auziți, mâncava așa. Din ce în ce mai rău. Degetul să negre, mâna până e aici, s-o negrit, urca în sus.
Chiciorul de aici în jos, de la genunchi în jos, să ne grea. Auzi-ți, Lucavaș, dacă n-am trecut până asta, de unde să știu de cangrene, măi? De unde, măi? Lucra microbii și mânca tătătăt. Tătătăt. Păi mâncava-ș vreo 5 zile. Până într-o zi, a 5-a zi, cred că, sau a 6-a, nu mai știu. Temperatură maximă. Inconștiență totală. N-am mai știu de mine nimic. Liana tăi să cheame salvarea, eu nu o lăsam. Păi oamenii, nu o lăsam pe motivul că știam că vine și garda. Și nu vroiam să ajung cu garda în perspective. Ce să vă mai zic, când am început să delirez, deci, așa am delirat ca și când trag pe nas. Intru în conversiuni cu extraterestri. Tata nu mai știe nimica. Și acolo n-am mai știu nimic, bă. Nici nu știu ce-am văzut pe Liana, ce l-am văzut pe Lobo. Vorbeam, deja deliram total. S-a chemat Liana salvarea. Urgențele. Intervenția. O venit ăia, nu mai știu. Nici nu știu când m-au dus. A știu tu când m-au dus? Hă? Nu. Nu știu. Știu numai că m-am trezit la spital pe masa de autopsie. Păi aia pe care îi pune pe morți, mă, pe teatra aia rece, ăia umbla deja să mă desfacă la burtă, să mă... Mă, m-am trezit acolo și am zis: mere bogiuca, mere bogiuca, e neamținată un semii. O zis un doctor: băi, Mito Coscoro n-am telefonat-o. Măi, de ce n-ai telefonat mai repede? Mă, ar trebui să stăiem amu mâna și piciorul. Au zis, fraților, o intrat în cangrenare, în putrefacție. Cine te-a învățat pe tine să pui praf de ăla de la coconaș? Ce-l pune la toponaș să-ți-l pui ție pe mână și pe picior. Am eu dat ea niște injecții, mi-au băgat niște perfuzii în mine, de mi-am revenit puțin, câțănii, să domălesc cu ei. În Ungaria, în Budapesta, la spital. Băi, oameni, vă rog frumos, eu n-am știut ce să pun, mai că am crezut că, zice, ar trebui să stăim degetul jos. Auziți aici, domnul doctor, cât costă, nu-i problemă, fă-mi degetul să pot să-l mișc și piciorul să pot să umblu. Nu mi le tăie jos, că-s Nelson. Atunci nu era mondialul. Eram numai Nelson, nume de reclamă, nu de firmă. Bă, pac, 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 a început ăia, bă. Nici nu mi-a venit să mă uit acolo când am văzut ce ustensile sunt acolo. Forfeci, clești, polizoare, tragă în gură la mama. Am zis, de nou ăștia face din mine panou de... M-am păliat rău. Băi, nu m-am văzut că vin doi domni îmbrăcați elegant. Eu ește, era Sara. Bună, Sara, nu mă zut de la poliția, bă, mâncava. Suntem de la poliție, spune-ne cine te-a agresat în halul ăsta. Ăsta îi
Nu știu, nu mai știu cum au zis, caz de moarte, de aia gravă, fraților, tentativă de omor. Cine te-a agresat? Și cu ce? Măi, oameni, bă, știind că am săvârșit o faptă și am fost vinovat, că de nu o săvârșeam, oamenii nu se repede. N-am vrut să spun cine. Înțelegeți? Și unde? Și a zis, domnule, nu mai știu pe ce stradă și pe unde, a fost atacat de doi cu o săcure și cu o botă de baseball. În timpul ăsta, ei scrie acolo, cine, cum arată și ăla, nu mi-amintesc. O zis, e imposibil! Păi oameni, nu mi-amintesc! De ce, domnilor? De ce să-i judece alții pe făptașii care m-au atacat? Judecata de apoi trebuie să fie făcută de mine, nu de alții! Înțelegeți? De mine, nu de alții. Că nici. Îi dă 50 ani și scap afară. Și? Ce e asta? Lasă să judec eu. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Bă, o văzut aia că nu-i locul mine de sus de întors, s-a lăsat pe gubaș. Bă, e mâncavaș, bă. Și a început aia să mă croșetează, mai e nu urlam acolo ca din gură de șerpe, mă. Băi, mâncavaș, măi, ele dureri, măi. Mă curățar, bă, alo, vedeți că numai mă curăța la rană, la mână și la picior. Mi-a făcut radiografie la cap. Te-am zis că merg încă una în cap. Mi-a făcut radiografie, o zis nici semi, băi, numai una bolba. De ce n-am durvaș ăza testa. Sigur, foarte tare capul tău. Mai nimic, o zice, ți-o deplasat mintea de la loc un pic. Bă, și când au văzut ăla că mă durea, băi, de urlam ca din gură de șerpe, măi. Domnul doctor, o hârtie de 200 de mărci. Oare de 200 i-am dat sau de cât? Nu mai știu. E... Și să dăm o injecție, cred că așa fac și cu dinți în până la urmă. Bea-mi-ați carul să vedeți ce dinți îmi pui-o în gură. Atunci să vă văd care mai comentați. Dă-l tatăneță în spagă, injecție să nu mai sunt nimic, să dorm și să mă trezesc cu ea, când râd 15.000 de euro. Ha, 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 ha. Băi, mi-o dată la injecție, mă. Beva-s marafetul când m-am trezit și am vrut să... M-am uitat așa, eram pe tavan, că eram pe spate, am văzut numai alb, am zis, bă, oare am murit sau unde? Și când am întors capul, pe dreapta erau trei, unul cu piciorul ridicat în sus în tavan, unul cu mâna și unul cu capul așa în ea, în ghip stăți. Pe partea asta, la întâi, când am întors capul, geamul, m-a pus la geam. Deci, vă dați seama, ăia săraci, unul a picat cu motocicleta, pe unul, nu mai știu, o sări de la etaj, ăla nu mai știu, l-a bătut cu bicicleta, pe deal. Era un gips pus cu ridicate și în toate pozițiile. Băi, când am vrut să ridic mâna asta, mă, îmi era prinsă. Nimeni mă da cea. Mâncam așa, ce bine am răgăit. Băi, mâncavaș, bă, când mă uit.
Nu tu niște șare băgate în mână, mă, ia șenia, mă. O garnizonă de șare. Păi, ai, 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 m-a spăriat. Doamne, ce cumpăra mea! Ticiorul în șare, tătătă. Na, o venit o asistentă la mine. Ioregel. Înțelegeți ce înseamnă. Bună dimineața. Cum vă simțiți? Bine, doamnă, să rămână. Băi, vorbeam ungurește atunci, bă. Vorbeam ungurește bine. Bine, doamnă, să rămână, să faceți cu șelele astea bine. Zice, domnul doctor conferențiar, profesor, s-a ocupat de dumneavoastră. Ăla cu care am vorbit, i-am zis, îți dau, măi, sacoșe cu bani, fă-mă apt, nu-i napt. S-a ocupat de dumneavoastră. O reușit operația, sunteți ca nou. Puh, da, da, trebuie să stați un pic în spital și... Băi, mâncava-ș, mă... Ne-a adus sucuri, ne-a adus dietăche, au venit doctori, băi, fiți atenți că nu mă puteam da jos din pat. Vine cu oliță la mine, băi, alo, știți voi astea, cu oliță și mi-o băgat să fac a-a-a și pi-pi-pi. Auziți, mi plapuma la o parte. Nadia ciucuraș, îl ideam între ele și mi-l prindea în mână și îl punea în tavă să facă pipi. Mami, mă iubești? Pii da, măti, mami, pune-i! Spune-i când vine aia și face la ușă. Care, mamă? E bună. Aia, care trece prin față, pe la salon, la tine. Dar nu mi-o mai amintesc. Nu mai știi? Nu. Că era o nebună care fiecare dimineață vine și face... Cu injecția? Stufom, jurai din urmă. Ha, ha, ha! Aia care se face când dă injecție, mami? Că știu că mă tiu de injecție. Păi nu-ți dădeam fiecare zi o injecție care știu de te dă, de te dura, nu mă țin minte. Nu mă știe, tata. Ce-o jurai pe aia, săraca? Nu mă știe, tata. Hai, oameni, măi, dar parcă mi-am amintesc. Vineau asistentile, mă. Baștanu. S-o uitau la el, tui, pui să nu-l deod. Și-l prindea aia mână, măi, gândești că prindea pe ăla, ăla mea, măi. Înțelegeți voi? Și mi-l zvârlea în tavă, fă pii și... Nu i-am eu, 12. Zice, zice, tu ești bolnav de lumea și nică ora 12, nu-i hot. Înțelegeți, băi? Ne aducea tava, băi, să fac pișii din 5 în 5 minute. Doamnelor, dar nu mă trece. Iar să-l sântă. Măi, mineau și să-mi minunau, mă. Tu-i pui să nu-l deot. Era una, parcă mi-am amintesc acum, dar sigur. Păi îmi dădea aia câte o injecție, mă. Puuu. Așa băga acum. Un ag e atâta. Băi, atâta ag. Mă, mi-l băga, mă, li. În cavânt își va. Nu! Nu, te rog, nu așa. Pofa bea făcea aia către mi. Pum! Aaaai! Apoi dădeam să sugă și de alea. Băi, oameni, bă, uite-te cum o trebuie să stau în spital. După câte zile am umblat tu? Auzi-ți, o lună n-am avut voie să-mi mișc. Băi, o lună n-am avut să se prindă aia rotula. Băi, voi vă dați seama rotula de la picior, mă. O lună n-am avut voie, nici.
prânzle cervoinic și merle iau. Cât crește unul în 6 luni de zile, eu creșteam într-o zi. Deci cum să vindeca unul 6 luni, eu mă vindecam într-o zi. În 2 săptămâni, nu m-am, după 2 săptămâni, măi, bineînțeles, cu fiarele în cămin, m-am ridicat. Jos din pat și dă-i drumul pe hol, măi. Când m-au văzut asistentele și doctorii, când m-au văzut, alo. Bă, fac clip acum, nu vorbesc cu nimeni, cine-i? E o pizdă penală, vorbește la telefon, scuzați-mă. Auziți. Bă! Știți și ăsta, nu-mi dau seama. După ăsta, e Vasile Moceanu. Bă, șmechere, ia nu mă deranja, de unde ești tu, mă? Bă, ia să nu mă mai deranjez, bă! Auziți. Băi, mâncavaș, m-am ridicat din pat. Când o văzut ăia, mă, doctorii, alertă. Poate vrei să-i pui pe față miei cordunenii pe tine, mai deranjează-mă odată. Tata, chie, îl dă-mă la putere. Ha, 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 ha. M-am îmbătat. Bă, pe mine au fost tăți. Dă-i drumul pe am, o lua cu joaca, măi, și mi-o dat injecții din aia. Du-te, Liana, deschide ușa. Mi-o dat injecții din aia, m-o pus în pat. Băi, fraților, auziți aici. N-avem voi o lună de zile, bă, să umblu. Eu la 2 săptămâni m-am ridicat. Băi, vine Liana la mine. Simone, trebuie să mă duc. Fii atentă tu că spun faza cu mașina. Trebuie să mă duc în Cluj cu copilul. Viza de intrare și ieșire. Știi, mami, când am fugit pe scăr după tine și după șofer. Fă-tu-n scura, mătii! Da, și am avut accident, era să mor. Fă-te-o zgura, bă, te auză-ți, bă. Zic, stai așa. Nu mergi tu nici cu microbuzul, nici cu autocarul. Prietenul meu, șofer. Mercedes Cobra. Mercedes Cobra. Te duce el și îl schimb. Hai mai aici, mă. Măi, fii atent. Ca gândul și ca vântul, 2 secunde, mă scuzați, luați loc, după aceea, intrați înăuntru, mă scuzați, da, că nu ca vântul și ca gândul mă duci, o duci pe Liana în România, mă. Ia bani de motorină, ia bani de drum. Boierește! Plătim, boierește! Mă, oameni, mă, să zic că-i pe la ora 3 după amiază. O plecat Liana cu copilul și cu șoferul la drum. Mă scuzați, încă câteva minute. Auziți, putu goamă din mami. Și pleacă. Băi, sun. 97 Nelson Mondial, telefon. Sigur că da. Unde ești, mă? Am un pic. Unde ești, mă? Însă-n vamă la români. Băi, fraților, n-am mai răspuns la telefon. De-aia, băi, băi, nu vă lăsați muierile la preții din mână, măi! Mamă, a-a! Nu vă lăsați, că nu știți, băi, ce poate. Mintea omului. Băi, și sun, măi, măi, și sun, măi, măi, și sun și nu răspunde nimeni. Nu mai...
Am sunat, vorbea la telefon sau cu? Atunci. Nu mai știu. Băi, și sunt la socră. O ajuns Liana, nu a ajuns. O ajuns Liana, nu a ajuns. Bine. Sigur. Cameră la hotel. Dă-i. Argio. Noi bai. Potogua, măti, cum e terminat și ele. Și pe ăla masacrat. Bă, într-o vreme, sunt la hotel, auzi că la hotel, sunt la socra, a doua zi după amiază. O veni Liana, dar eu au răspuns direct. Am văzut acasă, mă, unde ai fost? Băi, gamea, băi, ai rogi. Stai, mă, bolândule, că a avut un accident și din ară și-a rămas acolo, l-a rămas cu mașina eu cu autocarul. Bine! Să nu mai vin la mine făcut o scură, am mătit și am închis. Trece vreo 3 zile. 4. Ăla Clujean vine tot împreună înapoi. Urcă sus scările. Eu chiar mă plimbam pe scări. Asistentele m-au urcat după mine. Auzi, când ești, eu la mine acasă. La apartament. Aia la altă te iau la vilă. Aia la altă te bag în piscină. Băi, dă-te pe mine, mii! Corp și alură, spuneți-vă voi ce artist. Dar spuneți-vă voi ce artist, băi, oameni, băi! Corp și alură, Jean-Claude Van Damme. Mă dați seama, spagatul, sfora și alte picioare aruncate în aer. Tu lăsa să vedem, să clarific situația. Măi, și cum povesteam, mă, cine urcă sus pe scări? Șoferul, Liana, spate cu copilul în brață. Vine la serus. Suge-mi ai. Măi, că i-am dat cu scând dreapta, am avut țigara. Măi, că i-am dat o dreaptă, mă, o stângă, măi, cu șerele, mă. Că m-o durut. O fugit de la păscă, vine-mi înapoi! Tu, vine aici! Și Liana să fugă! Vine aici, v-ați dat camere la hotel. Mai ceasă cu noi! Nu, mai omule, bine! Vă dați seama, mami! Și că tata o bea de fetița! Vă dați seama că anchete și din ele și ni, imaculată, că dacă era fircălită, era fricălită șpiț, șpiț! Băi, omul chiar a avut accident. Înțelegeți? Băi, oameni, și uite, așa în ea. Am stat vreo lună, cât a stat în spital tu? Care 3 săptămâni în gâtul mă, că am stat 2 luni? Și cu piciorul în gips? Auziți? Gips, mi-a scos fierele! Auziți ce gips, băi, atunci, plasă, în vremurile alea, când la noi se punea gips de 10 cm, când trăgeai piciorul după tine, avea 20 de kg ăla. Plasă, băi, de aia subțire, 5 grame. Dus în Austria, că am vrut să fălesc ăștia că merg la Viena, oamenii. Am vrut să fălesc că merg la Viena, eu 97 am plătit transport internațional, transport internațional, personal, să mă ducă la Viena, mă! De mi-am făcut... Tăi, că o zis țiganii, gata, copilul lucra cu Nelson Mondial, un cărus tătă viața, nu mai poate să umble și mâna, nu mai poate, gata, eu tăiam mâna jos. Plânge și-ar împunctăți care o zis asta și mi-a dorit asta. Da, da. Fraților! Am ieșit victorios. Mai încolo, ce să vă spun? Am anchetat și depistat. Corpurile contundente au fost dați de frață ăia de la magazin. Săcurea și bota de baseball.
Și-o zis așa, vedeți că ăsta bate 10 odată. Dacă nu i-o dați din prima, voi nenorocit. Ia zic, măi oameni, ca bătaia din frică nu există, sau fuga de frică nu există, din frică, măi, când faci, nu există unul mai tare ca tine. Înțelegeți? Ăia de frică mi-o dat-o, o să stai să-l terminăm dintr-o dată. Vă dați seama când mi-o dat-o să cure în cap și-o văzut că mă rădic? O zis, cu ăsta avem de lucru. Înțelegeți? Mai încolo cunoaște lumea ce s-a întâmplat. Asta a fost povestea. Băi, oameni, am scăpat din ea victorios și nu mai sunt multe, că după aceea se interpretează greșit. Ie, tata, v-am pupat. Du-te, Liana, stige, mă.